Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la jurnal. Ministerul Sănătății a decis schimbarea criteriilor de carantinare a localităților cu scopul precizat de a clarifica și a actualiza indicatorii care pot duce la o carantinare. Aceste criterii, mult mai complexe, se împart în două categorii pentru regiuni cu peste 100.000 de locuitori și sub această cifră. Noul ordin introduce un punctaj pe baza unei grile pentru evaluarea riscului epidemiologic dintr-o localitate în vederea instituirii carantinei zonale. Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori riscă să intre în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Astfel, criteriile pentru municipiile cu peste 100.000 de locuitori vor ține cont de numărul de teste efectuate în ultimele 7 zile, rata de pozitivitate și cea de incidență din ultimele 14 zile, trendul incidenței, numărul de cazuri din focare din totalul numărului de cazuri, gradul de ocupare al paturilor ATI din județ și gradul de ocupare al paturilor destinate COVID-19. În ceea ce privește carantinarea zonală pentru mai puțin de 100.000 de locuitori, sunt importante rata de incidență cumulată în 14 zile, trendul incidenței, raportul dintre numărul de cazuri din focare și numărul total de cazuri și gradul de ocupare al paturilor ATI și de COVID. Pentru ieșirea din carantină a unei localități, este prevăzut un singur criteriu: rata de incidență sub 3 cazuri la 1000 de locuitori. Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la noile criterii de carantinare este semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan și a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Aceste schimbări vin în contextul în care carantinarea a fost criticată de edilii din orașele mai dezvoltate, care susțineau faptul că în municipiile pe care le conduc se efectuează mult mai multe teste, ceea ce crea premisele unui lockdown, în timp ce în anumite județe mai puțin dezvoltate, numărul de teste COVID era infim. Iar noile ordine de carantinare a orașelor creează noi tensiuni la nivelul coaliției de guvernare, asta pentru că Ministerul Sănătății a luat această măsură fără a fi consultat pe premierul Florin Câțu. Gabi Mihai a urmărit subiectul și vine cu toate datele. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm! Secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, referitoare la carantinarea localităților, a fost publicat în Monitorul Oficial, fără însă a-i fi adus la cunoștință și premierului Florin Câțu, susțin surse guvernamentale. Mai mult decât atât, acest ordin nu a fost discutat cu alți factori decidenți. Se pare că nici la nivelul CNSU nu a fost discutat. De asemenea, am văzut că acest ordin dat de secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, l-a luat prin surprindere inclusiv pe prefectul Capitalei. Așadar, urmează să vedem ce decizie va lua premierul Florin Câțu în privința a ceea ce s-a întâmplat, dacă ar putea veni cu o propunere de demitere a secretarului de stat din Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, având în vedere faptul că această decizie, așa cum spuneam, a fost luată fără a fi discutată în acele instituții și comitete care ar fi trebuit să dea un acord în privința acestui ordin. Pe de altă parte, secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, susține că a discutat pe baza acestor noi criterii cu cei din Comitetul Tehnico-Științific, însă, așa cum spuneam, sunt în continuare surse care susțin că nici măcar Raed Arafat nu avea idee de acest ordin. Important de menționat este că, conform noilor reguli, este posibil ca DSP-urile să propună, de exemplu, carantinarea localităților exact așa cum este prevăzut în acest ordin publicat în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că este posibil ca mai multe localități să poată intra în carantină. Pe de altă parte, am văzut că guvernul a luat alte măsuri, alte restricții, tocmai pentru a nu fi nevoit să pună în carantină localități în care incidența era una foarte mare. Gabi, mulțumim pentru informații. Dacă inițial s-a crezut că aceste noi criterii vor duce la o carantinare a capitalei, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu dă asigurări că acest lucru nu se va mai întâmpla. Același lucru l-a făcut și prefectul Capitalei, Alin Stoica.
După ce noile criterii de carantinare au apărut în monitorul oficial, Ministrul Sănătății a dat asigurări că acestea nu vor duce la intrarea în lockdown a Bucureștiului de sărbătorile pascale. Ca și până acum, decizia de carantinare se ia pe baza mai multor factori și nu automat. Și nu, noile criterii nu duc la carantinarea capitalei de Paște, la fel cum nu duceau nici cele vechi. Niciuna dintre deciziile deja anunțate ale guvernului nu se schimbă, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook. Prefectul Capitalei a explicat în emisiunea Dosar de Politician că nu se pune problema ca Bucureștiul să intre în carantină de sărbătorile pascale. Decizia de sâmbătă este aceea de a aplica niște măsuri care sunt altele decât carantina. Deci decizia a fost luată sâmbătă de prelungirea acelor măsuri. Situația epidemiologică de atunci s-a îmbunătățit. Vedem că rata de infectare scade, deci măsurile respective funcționează. Din punctul nostru de vedere al prefecturii și al CMBS-ului la acest moment, nu se impun alte măsuri. Sigur, dacă vin autoritățile sanitare și propun în mod motivat altceva, vom pune în discuția CMBS-ul decizia finală, ordinul de, să spunem, de carantinare este luat de DSU. De Raed Arafat. Așa e legea. Corect. Potrivit ultimelor date oficiale, rata de incidență în capitală era de 6,05 la 1000 de locuitori. Continuă audierile în cazul tragediei de la Babe și ieri 15 persoane au dat declarații la serviciul omoruri în dosarul de ucidere din culpă. De asemenea, au fost ridicate documente de la spital, dar și înregistrări video în baza cărora se va reface filmul evenimentelor. Colega noastră, Gabriela Del Pupo, a urmărit subiectul și vine cu toate datele. Bun găsit, Gabi, te ascultăm! Bun găsit! În scurt timp va fi cea de-a treia zi de audiere aici la Serviciul Omoruri de la Poliția Capitalei. De asemenea, o echipă se va deplasa la spital pentru a face percheziția informatică a tuturor calculatoarelor care monitorizau instalația de oxigen. Între timp au apărut și primele informații de la firma de mentenanță. Surse din cadrul firmei au declarat faptul că angajatul lor nu se afla întâmplător acolo, ci mersese pentru a schimba un ventilator. De asemenea, nu a părăsit incinta curții spitalului, ci ar fi stat în mașină copleșit de faptul că nu putea să intre peste pacienți pentru a repara acea instalație, de altfel procedura fiind mult mai complicată. Inițial se pare că s-a observat doar la un singur ventilator o defecțiune, după care absolut toată instalația s-a oprit. Sunt în acest moment analizate posibilitatea ca ventilatoarele să fi primit prea mult oxigen și fiind depășită limita de 6 bar să se fi oprit automat, după cum a declarat și Raed Arafat, erau concepute cu un sistem de siguranță pentru supraîncărcarea cu oxigen. Cam acestea sunt datele pe care le avem în acest moment. Ieri cei care au fost audiați nu au vrut să dea declarații. Vom vedea dacă cei care se prezintă azi, personal tehnic sau cadre medicale, vor și spune ceva. Gabi, mulțumim pentru informații. La 24 de ore după tragedia de la Victor Babeș, ministrul sănătății a decis să iasă cu explicații. Caută vinovați pentru cele întâmplate. Cu toate acestea, filmul acestei ultime tragedii rămâne în continuare un mister. Știm deja că sistemul sanitar este supra-solicitat, că oamenii sunt cu siguranță obosiți, că echipamentele sunt la limită, dar niciuna dintre acestea nu justifică o tragedie. Ministrul Sănătății a explicat că a primit asigurări de la Raed Arafat că tirurile de la Victor Babeș erau în regulă din punct de vedere al reviziilor. Am avut discuția asta cu domnul doctor Arafat de la Departamentul pentru Situații de Urgență. M-a asigurat că aceste unități sunt verificate la fiecare două luni. M-a asigurat de asemenea că toate condițiile tehnice sunt îndeplinite. E un lucru pe care evident îl verifică și direcțiile de sănătate publică, de asta am cerut astăzi toate avizele. Avem indicații că defecțiunea este dinăuntru tirului, dar nu putem să știm lucrurile astea cu siguranță, de asta e o anchetă în curs care ne va arăta lucrurile astea. Vlad Voiculescu a avut și un schimb de replici cu jurnaliștii când a fost întrebat cu privire la deficiențele de comunicare din mandatul său. Ce ați făcut în ultimele 24 de ore? Și de ce ați ieșit abia acum la declarație? V-am așteptat mult. Da. Am lucrat.
Niciodată n-am criticat comunicarea unui cuiva care are o atribuție publică, care are responsabilități publice și cred în general, ca notă personală, dacă îmi permiteți, cred în general că oamenii trebuie judecați după fapte, dar înțeleg nevoia de comunicare, de asta suntem acum în fața dumneavoastră, de asta am comunicat ieri tot ce era de comunicat, tot ceea ce ministerul a făcut și aș prefera să comunicăm, să vă comunicăm atunci când sunt lucruri de comunicat. De tragediile care s-au produs în ultima perioadă încearcă să profite și opoziția formată acum de socialdemocrați. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat chiar că partidul său va intra într-o grevă parlamentară. Ciolacu i-a cerut demisia pe Facebook lui Vlad Voiculescu, unde a fost însă ironizat de simpatizanții ministrului sănătății. Urmează și greva parlamentară. Mergem la comisii și opoziția nu mai merge la plen. Să vedem cum... Lucrați în comisie, a vrut domnul Iohannis și parlamentul său? Ia, domnule, o să vorbim și cu cei de la AUR. Domnule, dacă tot nu contează opoziția. Marcel Ciolacu și-a spus și pe Facebook nemulțumirea cu privire la mandatul lui Vlad Voiculescu, acolo unde și-a schimbat coperta cu un îndemn la adresa ministrului sănătății să demisioneze. Mai mulți internauți l-au ironizat însă pe președintele PSD. Aceștia au râs de coincidența de nume dintre ministrul sănătății și Gelu Voican Voiculescu sau Dan Voiculescu. Un alt internaut îi amintește că ultimii trei miniștri ai sănătății din partea PSD fac acum obiectul unor anchete penale. Este vorba de Nicolae Bănicioiu, Florian Bodog și Sorina Pintea. De asemenea, un alt utilizator îi reproșează lui Ciolacu faptul că pune toată vina pentru ultimele tragedii pe un ministru care a ajuns de 3 luni în funcție. El e de vină, nu? Noi ăștia de la PSD suntem fete mari în politică. Nu am furat nimic. Nu avem averi fără număr. Așa e, Ciolacule, a scris internautul. Chiar dacă este supus unui val de critici, inclusiv din interiorul aliaților de la PNL, ministrul sănătății are parte de susținere din partea unuia dintre liderii din coaliție. Este vorba de vicepremierul Kelemen Hunor, care arată că problema lui Vlad Voiculescu este una de percepție, nu una privitoare la măsurile pe care le ia. Nu este un test pentru Vlad Voiculescu, pandemia este un test pentru coaliție, pentru guvern și, până la urmă, pentru toată societatea românească. În această perioadă, presiunea este uriașă, valul 3 a venit peste noi și, sigur, ministrul sănătății este în prima linie, fiindcă el este responsabil pentru tot sistemul sanitar, din punct de vedere politic, din punct de vedere moral, cu toate că anumite chestiuni nu depind de ministrul sănătății. Și cum gestionezi o criză arată dacă ești în stare să conduci o instituție, o țară, până la urmă. Eu cred că acest guvern, cu toate neajunsurile și cu toate disputele interne, în această perioadă de 3 luni și jumătate, a reușit să gestioneze țara și sistemul sanitar bine. Nu spun că foarte bine, dar bine. Coaliția este solidară, vor fi critici, au fost critici, și dincolo de acțiune, sigur, comunicarea, percepția este importantă. Și aici eu văd că avem o problemă de percepție. Eu sunt convins că acțiunile guvernului, acțiunile inclusiv ale lui Voiculescu, sunt mult mai coerente și mult mai corecte decât percepția. Trebuie să schimbăm un pic percepția. Vlad Voiculescu a ținut să explice cum se acționează în incidente precum cel de la Victor Babeș. Se salvează pacienții, se sună rudele și se sună la poliție. Teoretic doar pentru că 3 pacienți au murit. Unele rude spun că nu au fost sunate, iar poliția a declarat public că nu a sunat nimeni și că s-a autosesizat. Am întrebat de asemenea dacă poliția a fost anunțată și m-am asigurat că poliția este anunțată și că, că familiile pacienților sunt de asemenea informați urgent. Când vorba de decesul unor persoane, evident trebuie anunțată poliția. Cu toate acestea, oficialii din Poliția Capitalei susțin că s-au autosesizat după cele întâmplate la Victor Babeș și că nu au fost sunați din partea ministerului. Am sesizat din oficiu în jurul 19:30. Nu a existat niciun apel la 112 care să sesizeze serviciul 1 despre acest lucru. Au fost audiate în cauză până în acest moment 15 persoane, atât personal medical, precum și personal tehnic.
Ora la care Vlad Voiculescu a ajuns la Victor Babeș după ce a avut loc incidentul rămâne un mister. Toată lumea vine cu o altă variantă. Raed Arafat a explicat că ministrul l-a sunat pe la 18:30 să-l întrebe dacă are informații suplimentare. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății a declarat că Voiculescu a ajuns la spital pe la 17, iar ministrul spune că a ajuns acolo pe la 19. În jurul orei, după ora 18 am aflat, a fost confirmată problema de la Victor Babeș. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să sun la alte spitale pentru a mă asigura că există locuri unde pacienții să fie transferați, după care undeva între 18:30-19 am ajuns la spital. Declarația ministrului sănătății o contrazice chiar pe cea a secretarului de stat. Dânsul a fost acolo de la ora 5, a fost primul printre cei de acolo. Și de ce nu a comunicat cu premierul? Cu siguranță vor mai veni informații pe măsură ce le primim și noi. Vă dați seama că nu ascundem nimic. Este o situație tragică, trebuie să vedem ce s-a întâmplat. Dar este ciudat așa cum se întâmplă toată treaba aceasta. Haideți să o facem în mod organizat. Cu a treia variantă cu privire la prezența lui Vlad Voiculescu la Victor Babeș a venit chiar și șeful DSU. La ce oră a fost anunțat ministrul sănătății de această situație tragică? Deci eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și într-adevăr n-am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd sigur că situația este sub control. Dânsul m-a sunat, dar după ora 6 m-a sunat și m-a întrebat și l-am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat exact până la ce nivel am ajuns și faptul că au intervenit mașinile și toate aceste aspecte. Decizie șoc peste ocean. Statele Unite au suspendat vaccinarea cu Johnson & Johnson pentru a investiga cazuri de tromboze. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a anunțat că investighează astfel de cazuri la 6 femei în zilele de după vaccinare, în combinație cu un număr redus de trombocite. Țara noastră ar fi trebuit să primească zilele acestea primele doze de Johnson & Johnson, însă exportul spre Europa a fost suspendat. Ce susțin autoritățile române, ne spune colegul nostru Andrei Ștefan. Bună dimineața, Andrei, te ascultăm! Bună dimineața! Compania Johnson & Johnson a anunțat marți că va amâna livrarea serului anticovid în Europa. Prima tranșă a acestui vaccin, vaccin ce se administrează într-o doză unică, ar fi trebuit să sosească astăzi în România. Vorbim de 60.000 de doze, iar la finalul lunii, în ultima săptămână a lunii aprilie, ar mai fi trebuit să sosească încă 103.200 de doze. Această decizie neașteptată vine după ce autoritățile sanitare americane au decis să suspende temporar folosirea acestui ser împotriva COVID-19 pe teritoriul Statelor Unite, pe timpul anchetei privind apariția unor tromboze după vaccinare. Cu toate acestea, CDC și FDA spun că aceste efecte adverse sunt destul de rare și deocamdată nu se poate crea o cauzalitate legată de vaccin și apariția acestor cheaguri de sânge. Iată o situație similară cu serul de la AstraZeneca, cu problemele descoperite legate de acest ser. Acum, Comisia Europeană prin Agenția Europeană a Medicamentului cere lămuriri privind această decizie neașteptată de a amâna livrarea vaccinului în Europa. Așteptăm pe bună dreptate o precizare de la Agenția Europeană a Medicamentului și cu siguranță dacă va fi nevoie să nu demarăm încă utilizarea acestui tip de vaccin, putem să facem acest lucru, avem capacitatea de stocare, nu ne forțează nimeni să începem atâta timp cât nu avem suficiente date de siguranță. Vorbim de o frecvență extrem de rară, însă atâta timp cât a fost această recomandare a unei agenții de reglementare, cu siguranță și Agenția Europeană a Medicamentului va face precizări suplimentare și recomandări în acest sens. O veste care vine exact după ce același Valeriu Gheorghiță anunțase că o parte dintre dozele de Johnson & Johnson vor merge în penitenciare pentru imunizarea deținuților. Se va asigura vaccinarea în cadrul penitenciarului, în cabinetele medicale, persoanele vor fi introduse în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor, iar adeverința de vaccinare se păstrează la fișa medicală a fiecărei persoane. Se va distribui vaccin de la compania Johnson & Johnson la nivelul penitenciarelor. Se va întocmi o listă cu doritorii pentru vaccinare. Această activitate se va desfășura în cabinetele proprii medicale din penitenciare cu resursă umană
proprie, la care pot participa și alte categorii de persoane din resursa fiecărui județ, acolo unde nu există suficientă resursă umană disponibilă. Mai mulți specialiști de peste ocean au cerut suspendarea administrării vaccinului Johnson & Johnson, după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Statele Unite și Administrația pentru Alimente și Medicamente au anunțat că investighează apariția a 6 cazuri de tromboze la femei care au primit serul în doză unică. Este vorba despre femei cu vârste cuprinse între 18 și 48 de ani, iar simptomele ar fi început să apară de la 6 până la 13 zile după vaccinare. Până acum, peste 6,8 milioane de doze de vaccin Johnson & Johnson au fost administrate în Statele Unite ale Americii, iar pe 12 aprilie compania a început să distribuie serul și în Europa. În noul context, însă, exporturile de doze către Europa au fost suspendate. Un studiu post-vaccinare realizat în România arată că doar 1% dintre vaccinați s-au infectat cu SARS-CoV-2 la 10 zile după rapelul cu serul Pfizer. Prima etapă a studiului a fost realizată pe 889 de persoane alese aleatoriu din corpul medical al celor de la MedLife, cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, și arată un răspuns bun al organismului după vaccinarea cu serul american. În urma analizei datelor, specialiștii au observat că antecedentele COVID-19 aduc diferențieri în ceea ce privește titlul de anticorp dobândiți. Astfel, persoanele care au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2 în trecut dezvoltă un titlu de anticorpi neutralizanți de până la 14 ori mai mare chiar după prima doză de vaccin, comparativ cu cei care nu au venit anterior în contact cu virusul. Rezultatele finale ale studiului arată că 99,7% dintre participanți au dezvoltat anticorpi neutralizanți de 80 de unități per mililitru la 8-15 zile de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin. Pentru restul de 0,3%, titlul de anticorpi nu depășește această valoare nici după acest interval de la rapel. Potrivit reprezentanților MedLife, valorile titlului de anticorp la 8-15 zile după rapel depind semnificativ de vârstă. Cele mai ridicate valori se înregistrează în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani și scad gradual la celelalte categorii de vârstă, ajungând la valori cu peste 30% mai mici în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 50 și 70 de ani. În ceea ce privește diferențele între femei și bărbați, acestea se pot observa mai accentuat abia după vârsta de 50 de ani. Bărbații din această categorie prezintă niveluri cu aproape 40% mai mici ale titrului de anticorpi post-vaccinare decât femeile de aceeași vârstă. În cadrul studiului a mai fost analizat riscul de îmbolnăvire post-vaccinare. Rezultatele au indicat că nu mai mult de una din 10 persoane care au intrat în contact cu o persoană infectată au făcut boala, respectiv 1% din persoanele vaccinate, detaliu care întărește faptul că riscul de infectare post-vaccinare este foarte mic. Decizie radicală pentru cadrele didactice. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a declarat că în cazul în care școala se va relua în format fizic, profesorii care nu sunt vaccinați nu vor putea preda decât online. Ministrul a subliniat faptul că această ipoteză survine din cauza presiunii părinților, care au precizat că la reluarea școlii vor ca elevilor să le predea doar profesorii vaccinați. E o presiune din ce în ce mai mare din partea părinților de a solicita reluarea școlii cu prezență fizică doar cu cadrele didactice vaccinate. Cadrele didactice care nu sunt vaccinate vor preda online, chiar dacă în școala respectivă vor fi activități cu prezență fizică. Este o ipoteză. E bine să ne gândim la toate ipotezele. Depinde cât de mare va fi presiunea părinților în acest sens, justificată dintr-o perspectivă, a afirmat ministrul educației. În ceea ce îl privește, acesta a precizat că nu are niciun fel de rezervă pentru niciun tip de vaccin anticovid, în familia sa fiind 3 cadre didactice care s-au vaccinat atât cu serul de la Pfizer, cât și cu AstraZeneca. Ministrul Educației a atras atenția asupra pierderilor și dezechilibrelor din învățământ. El a arătat că devine o problemă de securitate națională modul în care se va reuși gestionarea sistemului educației și spune că pandemia ar putea să însemne ceea ce nu ne dorim niciunul dintre noi, o lovitură de grație dată unui sistem de educație și așa afectat. Pierderile sunt foarte diferite de la o zonă la alta, de la o școală la alta, de la o clasă la alta și știm cu toții și de la un elev la altul în funcție de nivelul lui de pregătire, de acces la informație, la tehnologie și foarte multe alte lucruri. Dezechilibrele erau foarte mari în România, le știm cu toții. Devine o problemă nu de importanță națională, ci de securitate națională modul în care vom reuși să gestionăm sistemul educației.
Problema vaccinării cu serul AstraZeneca se îndreaptă către un nou capitol. Cercetătorii au publicat noi date despre vaccin și recomandă acum administrarea unei singure doze de ser produs de compania anglo-suedeză. În acest fel, spun ei, ar putea fi redus riscul formării cheagurilor de sânge, iar vaccinarea cu AstraZeneca ar putea continua. Administrarea unei singure doze de AstraZeneca ar putea reduce riscul formării cheagurilor de sânge. Asta susține un grup de cercetători germani care a analizat efectul serului asupra persoanelor imunizate. Potrivit specialiștilor, două doze de vaccin AstraZeneca ar duce la scăderea nivelului de trombocite din sângele persoanelor care au deja un anumit tip de anticorpi în organism. Aceasta ar fi cauza problemelor raportate în întreaga lume, adică a formării cheagurilor de sânge. Totuși, cercetătorii care au descoperit pentru prima dată această problemă nu sunt siguri că așa ar apărea trombozele. Specialiștii spun că și o singură doză de AstraZeneca ar putea fi problematică pentru că ar putea duce la apariția de cheaguri de sânge la persoanele care au deja anticorpi în organism. Aceeași problemă ar putea exista și în cazul serurilor Johnson & Johnson și Sputnik V, care sunt făcute după o tehnologie similară cu vaccinul anglo-suedez. Israelul își deschide granițele pentru turiștii români. Autoritățile din Țara Sfântă au anunțat că au ajuns la imunizarea colectivă în urma vaccinării masive și vor permite accesul începând cu 23 mai pentru turiștii români vaccinați și cei testați real-time PCR, dacă cele două guverne vor semna un acord în acest sens. Vestea a fost dată într-o declarație comună a ministrului turismului din Israel și a ministrului sănătății. În prima etapă va fi permis accesul în Israel doar grupurilor organizate. Redeschiderea turistică a Israelului se va face treptat, începând cu data de 23 mai, când primele grupuri de turiști vor avea acces în Țara Sfântă. Călătorilor individuali li se va permite să intre în Israel în cea de-a doua etapă. Toți vizitatorii vor putea intra în Israel în baza unui test PCR negativ și vor trebui să facă și un test serologic care să ateste existența anticorpilor în urma vaccinării. Testul serologic pentru români va putea fi eliminat prin semnarea unui acord bilateral între Guvernul Israelului și Guvernul României, prin care Israelul să recunoască certificatul de vaccinare emis de autoritățile din România. În acest sens, Guvernul Israelului a inițiat deja discuții cu partea românească și a trimis deja o propunere la care se așteaptă răspunsul oficial al Guvernului României. Astfel de tratate au fost semnate deja de Israel cu Grecia și Cipru, amintește Agerpres. Autoritățile de la Ierusalim vor oferi în zilele următoare mai multe informații despre întreg procesul de acces în Israel. Ministrul Sănătății din Israel a declarat că relaxarea restricțiilor vine în urma procentului tot mai mare de persoane vaccinate. Certificatul verde, care va arăta dacă o persoană a fost vaccinată, are un test negativ sau a trecut prin boala COVID-19, ar putea intra în vigoare de la sfârșitul lunii iunie. Deținătorii acestui document pot călători în statele membre ale Uniunii Europene fără să mai stea în carantină. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră că acest certificat este foarte util și că acesta nu reprezintă nicio discriminare pentru cetățenii europeni. Nu vă ascund, eu sunt unul din susținătorii certificatului. El va deveni real în luna mai. Va trece probabil într-o primă formă, o primă dezbatere va fi peste două săptămâni în sesiunea plenară. Și în luna mai probabil se va primi votul pe forma definitivă. Până la urmă, nu văd care e problema dacă există acest certificat. Pentru că mie, spre exemplu, care am făcut ambele doze, m-ar ajuta. N-ar trebui să mai fac testul PCR dacă mă duc, spre exemplu, în vacanță în Grecia. Traian Băsescu a subliniat faptul că certificatul verde nu înseamnă obligativitatea vaccinării. Fostul președinte a dat chiar un exemplu personal în ceea ce privește utilitatea certificatului. Un cetățean, fie el român, fie neamț, fie francez, care nu vrea să se vaccineze și treaba lui, dacă nu vrea, nu-l poate obliga nimeni, autoritățile din Grecia spun, a, n-ai certificat, uite aici un test PCR, îl faci tu și dacă ești negativ, intri în țară. Dacă nu ești negativ, nu intri. Deci nu e nicio discriminare, este doar o ușurare. Chiar o ușurare și pentru cei care nu fac vaccinul, pentru că ar fi cozile înghesuiala mai mică la laboratoare pentru testele PCR.
Grecia își redeschide granițele pentru turiști din 16 aprilie. Anunțul vine de la ministrul economiei și turismului Claudiu Năsui, care precizează că românii care doresc să viziteze tărâmurile elene trebuie să facă dovada că s-au vaccinat împotriva COVID-19, că au anticorpi după ce au trecut deja prin boală sau să prezinte un test PCR negativ. De la sfârșitul acestei săptămâni, românii vor putea să plece din nou în vacanță în Grecia. Ministrul Economiei și Turismului, Claudiu Năsui, anunță că turiștilor le va fi cerut doar un document de călătorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare la intrarea în Republica Elenă. Mai mult, românii care s-au vaccinat deja nu vor mai trebui să stea în carantină la întoarcerea din vacanță. Pentru intrarea în Grecia, începând cu 16 aprilie, am avut astăzi o discuție cu ambasadoarea Greciei în România și mi-a confirmat că vor putea să meargă turiști români în Grecia cu un certificat de vaccinare, fie un test negativ de COVID, plus o hârtie care se numește PLF și care există și acum, Passenger Locator Form. În cazul revenirii în România, chiar dacă Grecia este pe lista galbenă, dacă avem certificat de vaccinare, adică dacă suntem vaccinați și prin asta înțelegem minim 10 zile care să fi trecut de la a doua doză, atunci nu o să avem carantină nici la revenirea în țară și de asemenea dacă am fost bolnav de COVID în ultimele 90 de zile, iarăși nu o să trească să stăm în carantină la întoarcere. Ministrul Economiei mai spune că documentele de la testarea PCR sunt deja cunoscute de anul trecut de autoritățile elene, dar că așteaptă date suplimentare cu privire la vechimea testului. E foarte important să înțelegem că chiar și un test negativ, cineva care nu e vaccinat, poate să intre și chiar cu test negativ COVID. Evident că trebuie să fie negativ, adică fiecare țară și așa precauțiile ei, dar nu este neapărat nevoie să fie cineva vaccinat. Și de asemenea, la intrarea în țară, dacă avem certificat medical că am fost bolnav de COVID în trecut sau că avem testul de anticorpi, avem iarăși acest lucru. Practic nu e obligatorie vaccinarea, dar evident ajută. Claudiu Năsui a precizat că autoritățile fac eforturi ca turiștii, atât cei români cât și cei care vin din străinătate, să poată avea o vacanță în țară în condiții cât se poate de normale, având în vedere pandemia. Este o zonă de preocupare de noastră intensă, această redeschidere, nu doar pentru a da posibilitatea românilor să circule în alte țări, dar și pentru a redeschide industria locală, industria națională până la urmă. De exemplu, am avut discuții cu Israelul, tocmai pentru a putea primi turiști din Israel care ar vrea să-și facă vacanța în România. Președintele Ucrainei susține că a încercat să-l contacteze telefonic pe președintele rus Vladimir Putin, însă acesta ar fi refuzat să vorbească cu el. Președintele ucrainean susține că ar fi vrut să discute cu omologul său rus pe tema detensionării situației din estul Ucrainei. Între timp, Statele Unite au trimis 2 distrugătoare în Marea Neagră, iar Marea Britanie va trimite 6 avioane de luptă în România. Mutările au nemulțumit Moscova, care a trecut la amenințări. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, s-a plâns că Rusia refuză dialogul pe tema tensiunilor în creștere din regiunea Donbas. El a precizat că a încercat să-l contacteze pe președintele Vladimir Putin, dar că acesta nu a dorit să discute cu el. Zelensky a mai precizat și că a făcut primele solicitări în urmă cu 3 săptămâni, dar că de atunci nu a primit niciun răspuns. Solicitarea de dialog a venit după ce Rusia a mobilizat în apropierea graniței cu Ucraina aproximativ 83.000 de soldați și tehnică militară. Aceasta cuprinde tancuri, elicoptere, lansatoare de rachete și artilerii șenilate sau fixe. Însă și NATO a trimis 2 distrugătoare americane în Marea Neagră, iar Marea Britanie a trimis 6 avioane Typhoon către România. În paralel, Statele Unite au anunțat că supraveghează evoluția situației. De cealaltă parte, Rusia a transmis Statelor Unite că, spre binele lor, ar fi bine să stea departe de peninsula Crimea. Navele militare americane nu au în mod clar ce căuta în apropierea țărmurilor noastre. Aceasta este o acțiune evident provocatoare. Provocatoare în sensul direct al cuvântului. Ei ne testează forța, jucându-se cu nervii noștri. Nu vor avea succes. Atenționăm Statele Unite că ar fi mai bine să stea departe de Crimea și de coasta noastră de la Marea Neagră. Aceasta ar fi spre binele lor, a afirmat ministrul adjunct al afacerilor externe rus, Sergei Ryabkov. Tensiunile din estul Ucrainei s-au reluat gradual de la începutul acestui an, după ce între forțele rebele susținute de Rusia și armata ucraineană au avut loc mai multe ciocniri armate. În urma acestora au murit cel puțin 27 de soldați ucraineni.
Peste 1 milion de decese cauzate de COVID-19 au fost raportate la nivelul întregului continent european, adică peste o treime din totalul deceselor raportate la nivel global. Este prima regiune a lumii care trece de acest prag. În cea de-a 16-a lună de pandemie, Europa a raportat peste 1 milion de decese cauzate de COVID-19, un număr aproape egal cu cele raportate de Asia și America de Sud puse la oaltă. Însă totalul din Europa este și peste cel al Americii de Nord. Tot în Europa se află și statele cu cele mai multe decese la 100.000 de locuitori. Un top condus de Cehia cu 261 de morți la 100.000 de locuitori, urmată de Ungaria cu 245 și de Bosnia și Herțegovina cu 228 de decese la 100.000 de locuitori. Raportat la nivel continental, statele europene cu cele mai multe decese sunt Regatul Unit, cu peste 127.000, Italia, cu aproximativ 114.600 de victime și Rusia, cu mai mult de 103.000 de morți. Plutonul fruntașelor este completat de Franța, Germania și Spania. Cu excepția Marii Britanii, unde peste 60% din populație a primit deja cel puțin o doză de vaccin, restul statelor din frunte încă se confruntă cu al treilea val de infectare, iar ritmul de vaccinare încă este prea lent. În Uniunea Europeană, doar Germania, Italia, Franța și Spania, având mai mult de 10 milioane de vaccinări. Ministrul austriac al sănătății a demisionat din funcție din cauza unor probleme de sănătate. Gestul ministrului vine într-un moment în care Austria duce lipsă de vaccinuri, iar rata de infectare cu COVID-19 se menține constantă de peste o lună. Ministrul austriac al sănătății, Rudolf Anschober, a demisionat din funcție pe motiv că mai multe probleme de sănătate îl împiedică să se dedice 100% responsabilităților sale pe timp de pandemie. Oficialul suferă de probleme de sănătate nespecificate. Astăzi, 13 aprilie, îmi iau la revedere de la Guvernul Federal. Pe timp de pandemie este nevoie de un ministru care este 100% pregătit. În momentul de față, eu nu sunt așa, a precizat Rudolf Anschober într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook. El nu a precizat și cine îl va urma în funcție, însă responsabilitățile lui vor fi îndeplinite temporar de vicecancelar. Rudolf Anschober a fost numit ministru al sănătății în ianuarie 2020, cu puțin timp înainte ca Europa să fie lovită de pandemie. Sub mandatul său, Austria a avut la un moment dat una dintre cele mai mari rate de infectare cu severul coronavirus din lume. Tot sub mandatul său, Austria a început să negocieze cu Rusia achiziționarea unui lot de 1 milion de doze de vaccin Sputnik 5. Până acum în Austria au fost înregistrate peste 580.000 de infectări și 9.700 de decese. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că, deși unele țări relaxează măsurile de protecție împotriva SARS-CoV-2, rata de infectare și cea a deceselor crește. Precizările vin în contextul în care mai multe țări din lume, inclusiv România, sistemul medical este aproape de colaps. Confusion, complacency and inconsistency in public health measures and their application are driving transmission and costing lives. Directorul OMS a mai criticat și faptul că unele țări relaxează măsurile, deși au în continuare rate ridicate de infectare, iar autoritățile nici nu depun eforturi în a garanta respectarea restricțiilor încă în vigoare. In some countries, despite continuing transmission, restaurants and nightclubs are full, markets are open and crowded with few people taking precautions. Și Maria Van Kerkhove, responsabil cu partea tehnică pentru combaterea COVID-19, a transmis un avertisment. There was a 9% increase in transmission last week. Seventh consecutive week where we've seen an increase in transmission and a 5% increase in deaths. This is not the direction we need to be going. Avertismentele Organizației Mondiale a Sănătății vin în contextul în care numărul deceselor cauzate de COVID-19 la nivel global se apropie de 3 milioane. Un milion din acestea au avut loc doar în Europa, mai ales în țări precum Regatul Unit, Italia, Rusia sau Franța. Și România a intrat însă în rândul celor mai afectate 10 țări din Europa. La nivel global, până acum au fost raportate peste 135 de milioane de infectări, iar Europa este al doilea cel mai mare focar de infectare după Asia. Caz neobișnuit pentru poliția din Anglia. Darius, cel mai mare iepure din lume, a fost furat. Iepurele din rasa gigant continental, care deține recordul Guinness pentru dimensiunea sa de 129 de centimetri, a dispărut din țarcul său. Poliția a făcut un apel pentru returnarea lui.
Annette Edwards, stăpâna lui Darius, a făcut apel pe rețelele de socializare și oferă o recompensă consistentă oricui poate ajuta la recuperarea animalului. Proprietara a postat primul mesaj pe Twitter pe 12 aprilie, în care anunța dispariția animalului. Femeia a explicat chiar că iepurele este prea bătrân pentru reproducere, în cazul în care persoana care l-a furat și-a dorit să îl împerecheze. O zi foarte tristă. Darius, iepurașul care deține recordul mondial Guinness, a fost furat de acasă. Poliția face tot posibilul să afle cine l-a luat. Ofer o recompensă de 1000 de lire pentru cine îl găsește. Darius este prea bătrân pentru a se înmulți acum, așa că te rog să-l aduci înapoi. În tot acest timp, poliția face eforturi pentru a găsi vinovatul. Din disperare, proprietarea lui Darius a mai făcut o postare în care afirmă că dublează recompensa pentru cel care îi aduce iepurele înapoi. Vă rog, vă rog, sunt atât de supărată. Vă rog să mi-l aduceți pe iepurele Darius înapoi. Ofer o recompensă de până la 2000 de lire. Potrivit proprietarei, din cauza vârstei înaintate, Darius are o dietă specială în lipsa căreia riscă să moară. Darius a fost declarat cel mai mare iepure în viață în 2010, potrivit site-ului Guinness World Records.